am spus că nu este loc de geopolitică. Ce s-a făcut în ultimii ani nu are nimic în comun cu valorile europene. Partidele declarate pro-europene, de fapt, au făcut altceva și au discreditat aceste valori. Ce înseamnă valori europene și valori veritabile ale democrației, eu știu, pentru că am locuit atât în Statele Unite 6 ani, cât și în Europa câțiva ani. Eu nu voi face geopolitică, este păgubos. Este păgubos pentru autoritățile centrale, cu atât mai mult pentru cele locale, pentru că trebuie în exclusivitate să se ocupe de gestionarea treburilor orașului. Iarăși, nici Iohannis, nici Merkel, nici Obama nu o să vină să instaleze urne pe bulevardul Ștefan cel Mare.